Bine ați venit, mă numesc Agapia și dacă sunteți curioși, în această filmare îmi doresc să aflu energia lunii aprilie în funcție de zodia dumneavoastră sau ascendent sau semnul lunii. Voi lua pe rând fiecare zodie, da? Folosind oracolul zodiac și pachetul de tarot energii pentru a vedea care sunt liniile principale ale acestei luni. Ca de obicei, vă invit să luați un pahar cu apă sau ceai, cafea, ceva care să vă hidrateze. Dacă doriți, puteți să consumați și un fruct pe parcursul acestei filmări, acestui videoclip. Eu încurajez hidratarea pentru că ajută atât organismul cât și mintea, da? Gândirea noastră. Ca de obicei, am să folosesc și o lumânare. O să pun aici. De asta dată am o lumânare verde. Are aromă de, are miros de măr și pară. Sper să ajungă la dumneavoastră această senzație. Poate că veți mânca un măr în timp ce ascultați previziunile, să spunem, energia. Da? Energia acestei luni aprilie. În timp ce am să pregătesc cărțile, ca de obicei, am să vă spun ce am adunat de pe internet. Voi folosi și scoica mea, da, care cred eu că mi-aduce aminte de mare, în primul rând. Îmi place foarte mult marea și această scoică este o parte, da, o parte din mare. Așa cum spuneam, îmi place să adun câteva gânduri, da, de pe, să mă inspir de pe internet și pot să vă spun așa că pentru mulți scriitori luna aprilie simbolizează tinerețea, noutatea și promisiunea. Cu toate acestea, pentru unii poeți, aprilie invită la amintiri și solicită reminiscențe din trecut. De exemplu, știți ce spunea William Shakespeare? Spunea că aprilie a pus un spirit de tinerețe în toate. De asemenea, Hal Borland spunea că aprilie este o promisiune pe care luna mai este obligată să o respecte. De asemenea, se consideră că aprilie este o lună de tranziție. Sosește când iarna tocmai s-a încheiat și începe primăvara, simbolizând o perioadă de renaștere. Numele lunii aprilie vine din latină, aprilis. Da, cuvântul latinesc aperio sau apire înseamnă a deschide, deoarece în aprilie se deschid mugurii plantelor. Cred că și la dumneavoastră pomii au înflorit și simțiți și dumneavoastră, nu? O vibrație anume când vedeți pomii în floare. Aș vrea să prind această energie în etalarea de astăzi, luând fiecare zodie în parte și invitând cărțile să ne dea un mesaj, dacă sunteți de acord. Deja a căzut o carte, da? Ca de obicei, începem cu zodia Berbec, da? Zodia Berbec, iar cartea care a vrut să iasă are numărul 45 și reprezintă bărbatul care ține o inimă. Dragi berbeci, poate că vă îndrăgostiți în luna aprilie, dacă sunteți bărbați. Da, sau dragii femei din zodia Berbec, un bărbat se îndrăgostește de dumneavoastră.
Aș vrea să mai cer măcar două cărți, da? Aș vrea ca pentru fiecare zodie să am trei cărți pe care pachetul dorește să mi-l ofere. Așadar, bărbatul care ține o inimă este o carte promițătoare pentru această lună. Bine, dacă au vrut să iasă aceste cărți, eu am să le interpretez pe toate, da? Aici avem bărbatul care ține o inimă, da? Cu numărul 45, tot pentru berbeci, avem o conexiune plină de dragoste, da? Deci continuă practic acțiunea. Poate că, fiind femei, veți primi o destăinuire, nu? O invitație. Aici vedem o femeie care primește un buchet de flori din partea unui bărbat. Mai avem de asemenea soarele. Soarele, vă bucurați de soare și în suflet, nu numai afară, da? Aveți vești bune, da? Și întoarsă este cartea care spunea că v-ați simți blocați, dar era întoarsă. Înseamnă că, dragi berbeci, ieșiți dintr-o stare de blocaj în care v-ați aflat. Poate că vă schimbați modul de gândire, poate priviți situația din alte puncte de vedere și numărul 23 poate să însemne ceva. Aici mai aveam la soare numărul 1, dacă înseamnă ceva, și la Caring Connection, la conexiunile cu grijă, da, cu dragoste, era numărul 14. Continuă povestea cu bărbatul care gândește, cu numărul 46. Este ca și cum un bărbat se gândește, știe că vă iubește, da? Și se gândește la cum anume să procedeze într-o anumită situație. Poate că, dacă sunteți bărbați, aveți o preocupare în a găsi o soluție la o problemă și vă este avantajată, să spun. Această lună va reprezenta o oportunitate, da? Să vă folosiți inteligența și spiritul practic în a găsi cele mai bune soluții. După ce vă veți gândi, da? Pentru că era omul care gândește și de asemenea, dacă sunteți femei, poate că doriți să cereți sfatul acestui bărbat. Da? Care este foarte inteligent și care este un bun sfătuitor. Da? Iar cartea Strategia este cea care spune că veți face planuri foarte bune în această lună. Strategia dumneavoastră înseamnă niște etape clare, poate chiar trecerea la acțiune. Și nu în ultimul rând, comunitatea, celebrarea. Aici vedem trei persoane care sărbătoresc ceva. Există numărul 7 și numărul 21. Pentru că dumneavoastră în această perioadă sunteți sărbătoriți, da? Atât persoanele din Berbec, cât și persoanele va începe și zodia Taurului. Țin să vă doresc la mulți ani cu sănătate, să fiți împliniți, să vi se îndeplinească dorințele, să vă bucurați de cei dragi și, bineînțeles, să aduceți la lumină cele mai frumoase gânduri, să vă bucurați de primăvară, să renașteți odată cu ea și, asemenea, dragi berbeci, dragi tauri, dar și toți cei care au ziua de nume, da? Sfântul Gheorghe, George Gheorghe, vor fi sărbătoriți pe 23 ale lunii aprilie. Voi merge mai departe la zodia Taur.
pentru dumneavoastră vom ruga cărțile să ne dea un mesaj. Am să le amestec ca să nu... să nu se întrepătrundă citirile. Așa. Și voi cere din partea cărților energia pentru cei care au zodia în taur, ascendentul în taur sau semnul lunii sau sunt interesați de un taur. Și avem a șasea ceacră. Eu am pregătit aici un material legat de cele șapte ceacre. Cele șapte ceacre sunt centrii energetici ai organismului. Dacă doriți, puteți să căutați astfel de informații despre ceacre. Pot să vă spun că în acest caz, cea de-a șasea ceacră se numește și ceacra celui de-al treilea ochi. Este legată de această ceacră de glanda pineală, ne poate informa de de situația glandei epifiză, da? O glandă fotosensibilă care produce hormonul melatonin și care controlează somnul și trezirea. Prin urmare, cartea aceasta vine să anunțe că este posibil ca dumneavoastră să aveți, o dragi tauri, o perioadă pe parcursul acestei luni aprilie în care veți putea, prin intermediul viselor, prin intermediul intuiției dumneavoastră, să aveți o anumită trezire. Veți simți că aveți un nou simț. Cel de-al treilea ochi, așa se numește, sau glanda pineală, reprezintă o posibilitate de a vedea dincolo de aparențe, dincolo de a interpreta semnele corespunzător. Încercați, fiți deschiși spiritualității și poate că va fi ceva deosebit pentru dumneavoastră. Am să cer cel puțin alte două cărți pentru tauri. Iată că s-a mai întors cartea victoriei, da? Cartea victoriei are numărul 28. Veți câștiga ceva, veți fi victorioși într-o privință, în demersurile pe care le aveți, în anumite procese, în anumite proiecte, în dispute. Victoria este un semn foarte bun. Poate că există printre dumneavoastră persoane pe care le cheamă Victoria. Eu am să vă spun și ce cărți au vrut să cadă pentru dragii tauri. Aprecierea este cartea care anunță că veți fi apreciați, în special persoanele de sex feminin, sau veți primi apreciere din partea unei persoane de sex feminin. Da? Această carte este una foarte bună pentru că probabil ați așteptat o astfel de recunoaștere a valorii dumneavoastră și iată că luna aprilie poate să vină cu un semn al acestei aprecieri care se poate transfera la nivelul familiei, la nivel profesional sau financiar. Îngerul balanței este un semn că veți fi echilibrați, veți fi cumpătați în această lună, da? Veți fi ocrotiți. Dacă dumneavoastră credeți în îngeri, să aveți încredere în faptul că orice dezechilibru ar apărea, cu ajutorul îngerilor sau a persoanelor îngerești, da? Ați putea să traversați cu bine orice perioadă mai agitată. Aceasta își va găsi, să spun, o rezolvare și o cumpătare până la urmă. Ce avem întors? Avem anxietatea întoarsă. Dacă ați simțit anxietate în luna martie, ei bine, scăpați de acest sentiment.
Da? Anxietatea este o teamă, este o reținere pe care poate ați avut-o. Ori dumneavoastră, ori o altă persoană care vă este dragă. Dacă auziți zgomote de fond, sunt cățelușii mei pagi care se mai agită prin cameră. Numărul 18 poate să reprezinte ceva, da? Poate o importanță. De asemenea, mai este întoarsă cartea posibilităților adiacente. Așadar, veți face în așa fel încât să vă bazați pe ceea ce știți deja și nu veți mai căuta alte soluții. Pentru că se pare că deja căutarea dumneavoastră a găsit, să spun, căile necesare și este bine tocmai să nu pierdeți timpul căutând, pentru că ceea ce ați găsit până acum este suficient și vă ajută. Cartea are numărul 24. Tot pentru tauri, cu numărul 50 avem Îngerul Puterii. Veți găsi un curaj, o putere interioară, veți pune, cum se spune, dușmanul, îl veți lăsa perplex, da, fără drept de replică, veți avea această tărie de a vă urma dorințele, da, și idealurile dumneavoastră. Cineva va pleca, fie că veți fi dumneavoastră persoana care va pleca, fie cineva pe care îl cunoașteți va pleca. Da? Este o plecare. Cartea are numărul 27. Veți afla de cineva care pleacă sau veți discuta despre o plecare, chiar dacă nu va pleca în luna aprilie. De asemenea, mai aveți cartea Chakra a cincea. Chakra a cincea este chakra gâtului și este înțeleasă prin relatarea comunicației și creșterea prin exprimare. Această chakra este paralelă cu glanda tiroidă, o glandă endocrină situată de asemenea în gât și care produce tiroxina, responsabilă de creștere și maturizare. Ei bine, anumite blocaje pe chakra a cincea sunt cele provenite din faptul că nu ați exprimat ceea ce doriți. Poate că pentru a păstra o liniște sau pentru a nu crea anumite discuții, ați preferat să lăsați de la dumneavoastră și să, cum se spune, să înghițiți anumite lucruri. Poate că este util să spuneți lucrurilor pe nume într-un mod asertiv și politicos, cu respect pentru cealaltă persoană, dar să exprimați nemulțumirea dumneavoastră, eu știu, vis-a-vis de încălcarea unei limite sau a unei nemulțumiri, da? Să semnalați acest lucru. Și de asemenea, veți ieși dintr-o stare de indecizie, veți ști efectiv ce aveți de făcut. Veți fi oarecum forțați, poate și de evenimente, să luați acea decizie. Poate că vă vine, da, va avea legătură cu această plecare. Da? Este vorba despre o plecare și decizia sau indecizia sunt cele care reprezintă energia, să spun, energia dumneavoastră pentru luna aprilie. Voi trece la zodia Gemeni și voi pregăti cărțile și pentru dumneavoastră, dragi gemeni, femei, bărbați care au semnul lunii, semnul zodiacal, pe care îi interesează gemenii. Vedem aici că aveți blocată chakra a patra, este chakra inimii, legată de glanda endocrină localizată în coșul pieptului, numită timus. Timusul este un element al sistemului imunitar, dar și al sistemului endocrin,
este baza maturizării celulelor responsabile pentru vindecarea bolilor și poate să fie afectată de un stres, da? Un stres care influențează circulația emoțional, guvernează dragostea necondiționată pentru sine, pentru sinele dumneavoastră și celelalte ființe. Mental guvernează pasiunea și spiritual guvernează devotamentul. Așadar, este posibil să simțiți în această lună că vă este, să spun, nu neapărat că nu ați avea înțelegere și compasiune pentru ceilalți, dar este posibil ca fie să simțiți prea mult, da? Fie să existe cazul în care să vă dați seama că cealaltă persoană poate că nu neapărat că nu merită, dar veți fi mai lucizi puțin, da? Dacă chakra inimii este ușor blocată, înseamnă că anumite evenimente sau anumite persoane v-au determinat să fiți mai lucizi și să gândiți cu mintea, da? Partea emoțională, să spun că nu este foarte accentuată în această lună aprilie, dar nu numai, să aveți grijă practic să vă și exprimați emoțiile, să găsiți o modalitate, pentru că nu înseamnă că nu simțiți emoție. Uitați, iar a doua carte este răbdarea. În afară de înțelegere, da, pentru ceilalți și o dragoste necondiționată, chiar dacă faptele lor vă pun pe gânduri, da, să vă păstrați totuși și răbdarea, pentru că toate vor trece. Ca și numere avem numărul 38 la chakra inimii și numărul 16 la răbdare. Așa. Se deschide ușa către dragoste, da? Ușa către romanță, numărul 33, poate să însemne ceva pentru dumneavoastră, dragi gemeni. Se pare că vă îndrăgostiți sau cineva se îndrăgostește de dumneavoastră. Aș vrea să mai extrag, da? Au mai ieșit aceste două cărți și am să le explic. Prima este prima chakra, da? Arhanghelul Mihail. Chakra de bază, sau numită și chakra rădăcină, este legată de instinct, de siguranță, supraviețuire și, de asemenea, de potențialitatea umană. Da? Mental guvernează stabilitatea, emoțional guvernează senzualitatea și spiritual guvernează un simț al siguranței, al securității. Poate să fie ușor blocată această chakră sau să vă ascultați această chakră. Dacă, de exemplu, sunteți în pragul de a face ceva și totuși simțiți în interiorul dumneavoastră că vă reține ceva să faceți acel lucru, nu forțați. Opriți-vă și ascultați-vă acest al șaselea simț, cum se spune. Da? Pentru că este important. De asemenea, dacă sunteți credincioși și credeți în Arhanghelul Mihail, acesta vă poate veni în ajutor. Da? Am spus, cred că este cartea cu numărul 35. Și, de asemenea, este o carte întoarsă. Cartea atașamentului este întoarsă, sau adicției. Înseamnă că scăpați de un atașament, scăpați de o adicție, da? Nu mai sunteți dependenți de o anumită persoană, de control, nu mai sunteți, eu știu, dependenți de muncă, de de bani, da? De anumite substanțe, zahăr sau tutun sau alcool. Reușiți să renunțați la o dependență, da? La o adicție care probabil nu era foarte sănătoasă. Mă bucur să am aceste mesaje. Scuze, așa va fi.
Eu voi amesteca acum cărțile și aș vrea să vedem energia racului, da? Răcușorilor. Ce surprize au ei sau care este energia răcușorilor pentru luna aprilie? Vom ruga tot așa cărțile să ne dea câteva mesaje, măcar trei. Da, și la dumneavoastră s-a întors cea de-a patra ceacră. A patra ceacră este ceacra inimii. Așadar, cum spuneam și la gemeni, este legată de glanda endocrină numită timus, localizată în coșul pieptului și este un element al sistemului imunitar, dar și al sistemului endocrin. Baza maturizării celulelor care sunt responsabile pentru vindecarea bolilor și poate fi afectată de stres. Așadar, nu lăsați stresul să vă macine, da? Nu lăsați gândurile să-și facă cuib în mintea dumneavoastră. Această ceacră guvernează circulația, emoțional guvernează dragostea necondiționată pentru sine și celelalte ființe, mental guvernează pasiunea și spiritual guvernează devotamentul. Așadar, gândiți și iubiți-vă pe dumneavoastră și apoi pe ceilalți. Acest devotament sau această dragoste necondiționată să treacă prin filtrul minții pentru a nu lăsa loc de anumite blocaje, da? Este un lucru foarte, foarte bun să vă gândiți cu inima deschisă, da? Dar să vă luați și mintea cu dumneavoastră. Și eu am ascendent în rac și fiica mea este rac. Așadar, dragi raci, am să mai extrag și alte mesaje, să vedem cărțile ce vor să ne spună. În afară de faptul că trebuie să ne ascultăm totuși inima, dar prin filtrul minții. Așa, avem, se deschide ușa către dragoste, da? Veți iubi mai intens în luna aprilie, poate vă îndrăgostiți, poate că este o surpriză, da? Cineva își destăinuie dragostea în fața dumneavoastră, veți gândi foarte frumos, numărul 33 are această carte, ușa către dragoste și 38 are a patra, ceacra inimii. Cartea Conmonul 27 este anunță o plecare. Poate veți anunța, poate vă va anunța cineva că va pleca sau va pleca oricum către poate un job mai bun sau poate într-o situație mai bună. Toate cărțile sunt, de până acum, sunt pozitive. Fie că dumneavoastră veți pleca dintr-o situație care nu vă mai mulțumește sau veți pleca către o situație care vă mulțumește mult mai mult decât situația actuală. Eu oricum o să mai cer niște clarificări, câteva cărți pentru raci. Da? Avem sărbătorirea. Veți avea o bucurie. Aici sunt trei persoane care celebrează ceva. Fie că aveți o bucurie, un eveniment fericit, da, pe care îl petreceți alături de alte, de prieteni, de familie. Veți avea motive de sărbătorit, dragi raci. Și am să mai cer de asemenea una, două cărți, așa cum s-a întâmplat. Răbdarea. Răbdarea este tot așa de aur. Răbdarea poate să vă ajute mult dacă aveți anumite impulsuri să le cumpăniți bine, așa cum era ceacra inimii, da? Oarecum afectată. E bine să aveți răbdare și să cumpăniți foarte bine.
ceea ce vreți să faceți, ceea ce vreți să spuneți. Încă o carte. Și așa aș vrea să am încă o carte pentru Raci. Poate legată de acea plecare, ca să înțelegeți acea plecare. Acea plecare vine în urma unei aprecieri. Da, vi se face o apreciere sau dumneavoastră apreciați pe cineva. În orice caz este vorba despre o femeie care primește aprecierile, da, sau le acordă. O femeie foarte elegantă care ține o floare în mână. Numărul 15 poate să aibă importanță pentru dumneavoastră. Dragi dragi, sper că v-a plăcut această energie. Voi trece la Zodia Leu și vom întreba împreună leuților, vom întreba cărțile ce mesaj au pentru energia lunii aprilie. Aveți niște posibilități adiacente, pot să apară, da? Fie joburi noi, fie persoane noi, situații noi, care vă sunt benefice, da? Fiți atenți la ce posibilități adiacente aveți, pentru a nu pierde niște oportunități. Această carte are numărul 24, nu știu dacă se vede. Am să continui să vedem ce alte cărți apar pentru dumneavoastră, pentru lei, cei care au zodie. Sunt prea multe, s-au întors mult prea multe. O să încerc să le... Înseamnă că veți avea o lună destul de agitată, dragile, adică nu neapărat agitată în sensul rău, ci cu multe evenimente. Și am să vă spun așa, că vine abundența la dumneavoastră. Aici avem binecuvântarea abundenței, o carte cu numărul 3, da? Poate să fie o zi de naștere sau o zi calendaristică. Aici avem cartea cu numărul 30, Grădina și Poarta, pentru că am văzut că sunt niște posibilități adiacente. Poate că dumneavoastră veți ieși dintr-o grădină pe poartă, da? Pentru a merge în altă grădină, pentru că este cartea întoarsă. Așadar, nu trebuie să găsiți soluția pentru a intra în grădină, ci probabil pentru a ieși din ea, da? Poate doriți să ieșiți dintr-o anumită situație. Să vedem ce spun cărțile mai departe. Contract. Veți primi un contract. Poate să fie un job nou, poate să fie un contract la serviciu foarte bun, da, pentru dumneavoastră. Numărul 6 are această carte, iar grădina și poarta inversată aveau numărul 30. Ce mai urmează? Și dumneavoastră vă îndrăgostiți, da? Ușa către romantism, către dragoste, se deschide, poate că veți începe o relație, da? Sau cineva își va destăinui sentimentele. Avem aici femeia care ține o monedă, deci persoanele feminine din Zodia Leu vor avea parte de bani sau persoanele sau dumneavoastră veți avea parte de ajutorul unei persoane care are bani, da? Poate că veți primi suportul din partea unei astfel de persoane. Avem cartea cu numărul 42, dacă înseamnă ceva. Iar aici era la cartea cu dragostea, era 33. De asemenea, numărul 26 anunță anumite ostilități. Asta ce înseamnă? Că dacă vor exista bețe în roate, dacă vor exista niște climate mai puțin prietenoase, dumneavoastră veți avea tăria și deschiderea și simțul luptei, da, puterii, de a trece cu bine peste ostilități. Bănuiesc că vă veți spune punctul de vedere, da, aici persoana are o sabie, sabia înseamnă minte,
da? Idee. Înseamnă că dumneavoastră veți contracara, cum ar veni, anumite atacuri cu o inteligență, da? Cu niște soluții care vin din ceea ce vă spune mintea. Avem un bărbat care ține o monedă. Poate să fie un leu, bărbat leu, care câștigă niște bani, sau poate să fie un bărbat din zodia leu care vă ajută cu niște bani, da? Sau poate să fie, să fiți zodia leu, femeie sau bărbat, și o altă persoană să vă ajute cu acești bani sau să vă spună cum să îi cheltuiți. Numărul 43 îl avem aici, iar la ostilități era numărul 26. Avem de asemenea, e întoarsă cartea femeii care gândește. Mă duce cu gândul la ideea de a, poate că veți lua niște decizii cu inima, da? Mintea vă spune ceva și totuși dumneavoastră vă veți urma emoțiile. Cartea are numărul 47. Da, probabil că veți simți anumite emoții care acoperă oarecum ceea ce vă spune mintea și mergeți și vă ascultați cum ar veni emoțiile. Da, pentru că este îngerul iubirii aici pentru dumneavoastră și este cu numărul 49, da, dacă aveți această vârstă, probabil că pur și simplu veți iubi, da? Veți iubi în luna aprilie. Cartea cu numărul 10 este întoarsă și reprezenta o avertizare de furtună. Așadar, dacă au existat în luna martie anumite griji, anumite, da, furtuna este reprezentată de, să spun, multe gânduri, de multe emoții contradictorii sau poate o nerăbdare sau o supărare, da? Ei bine, cartea este întoarsă. Asta înseamnă că nu mai este nicio amenințare de furtună. O să aveți o lună foarte frumoasă, dragi leuți. Numărul 10 este, dacă are importanță, da, ca zi calendaristică. Și de asemenea, aici avem întoarsă, la sfârșit de lună, cartea abundenței. Ce înseamnă? Să cheltuiți cu grijă, să fiți cumpătați, pentru că dacă va veni, pentru, eu am văzut aici, am văzut abundența, da? Abundența probabil că va fi pe parcursul lunii aprilie și să nu fiți cu mare dare de mână. Să aveți grijă pentru că partea aceasta de abundență vine și ea cu măsură. Deci să nu cheltuiți foarte mult, să fiți un pic mai cumpătați. Poate să fie o lună excelentă pentru dumneavoastră, dar să lunile care urmează să nu reprezinte la fel de să nu reprezinte luni cu multe câștiguri, da? Să fiți cumpătați. Voi trece la zodia Fecioarei, da, pentru dumneavoastră. Amestec cărțile și vom cere niște mesaje despre energia celor din zodia Fecioară, celor din cu semnul lunii sau cu ascendentul în Fecioară. Sau dacă doriți și sunteți curioși să aflați despre Fecioare. Cred că se aude Jordan cum sfărăie lângă masa mea. Dacă auziți zgomotele de fond, sunt de la cățelușii mei. Sper să nu vă deranjeze. Vom cere pentru Fecioare. Cărți care să ne arate ce energie veți avea, care este energia lunii aprilie pentru dumneavoastră. În primul rând,
apar niște ostilități, 26. Veți fi foarte atenți, vigilenți, vă poate ajuta mult spiritul dumneavoastră de luptător, luptători. Veți găsi niște soluții sau prin limbajul dumneavoastră, da? Veți reuși să puneți niște lucruri la punct. Dacă vor apărea anumite ostilități, le veți depăși prin această determinare. Carta cu numărul 26 avea un bărbat care are o sabie în mână. Sabia este simbolul minții și a inteligenței, da? Avem îngerul balanței sau al echilibrului, cu numărul 48. Va fi o lună echilibrată pentru dumneavoastră, da? Veți trece cu bine peste aceste ostilități, care probabil încep în prima parte a lunii, și veți găsi acest echilibru, pentru că este îngerul echilibrului. Dacă dumneavoastră credeți în îngeri, sau poate că aveți un înger la care vă rugați, da? Sau o persoană, va fi o persoană îngerească care va aduce echilibru. Cu numărul 3 este cartea abundenței și a binecuvântărilor. Așadar, vă veți bucura de abundență financiară sau materială în general. Sunt semne bune și aș mai extrage măcar două cărți să vedem. S-a întors chakra coroanei pentru dumneavoastră, ca și cum ar fi blocată, sau vă invită să fiți atenți la chakra coroanei. Și aș putea să vă spun că este chakra conștiinței pure. Se spune că rolul ei este similar hipofizei, care secretă hormoni pentru comunicarea cu restul sistemului endocrin și care se conectează cu sistemul central nervos prin hipotalamus. Talamusul se crede că ar avea rolul principal în baza fiziologică a conștiinței. Da? Conștiința dumneavoastră nu neapărat că va fi încercată. Veți avea poate anumite mustrări de conștiință, poate veți avea anumite zile în care vă gândiți dacă e bine cum procedați, sau sunteți mult mai conștienți de ceea ce vi se întâmplă, da? Și acordați atenție, vă simțiți inspirați, simțiți că vă ajută conștiința în tot ceea ce faceți. Va fi o lună importantă, înseamnă, da? Și încă o carte, aș mai dori încă o carte. Uitați că sunt acestea două pentru dumneavoastră, dragi fecioare. Cu numărul 34 este ușa care se deschide către vindecarea personală și fericire. Se anunță o lună aprilie foarte frumoasă pentru dumneavoastră, pentru că am văzut, da, am văzut și binecuvântări. Poate la început sunt anumite ostilități, după care vine un echilibru, vine abundența, vine conștiința și tot ceea ce dictează ea, vine această perioadă în care deschideți ușa vindecării personale și fericirii. Și nu în ultimul rând, cu numărul 53, dar este întoarsă, magicianul și oglinda. Înseamnă că nu trebuie să mai faceți, cum se spune, nu trebuie să vă mai folosiți creativitatea de a realiza cu puține resurse foarte multe lucruri. Veți avea suficiente resurse. Înainte, vreme, poate în luna martie, a trebuit cu destul de puține mijloace să reușiți să traversați această lună și să realizați foarte, foarte multe lucruri, poate cu mai puține posibilități. Ei bine, nu mai este această problemă, pentru că apare abundența, apare
vindecarea personală și fericirea și nu trebuie să vă mai comportați ca niște magicieni. Pur și simplu, în mod natural, veți avea parte de tot ce este necesar, dar nu trebuie să vă gândiți la ce să spuneți și ce să faceți. Vă comportați în mod natural. Mă bucur. Dragi fecioare, au fost vești bune pentru dumneavoastră și voi trece acum la zodia Balanței. Da? Să vedem pentru zodia Balanței care este energia, da? Ce lucruri vin pentru dumneavoastră în mare, în principal, pentru dragi Balanțe. Ce mesaje au cărțile pentru cei care sunt în zodia Balanță sau au ascendent sau semnul lunii, da? Uitați că avem 3-4 cărți. Eu o să le citesc că s-au întors. În primul rând, veți fi apreciată. Da, este o femeie care primește o apreciere. Numărul 15 poate să reprezinte ceva. Este o femeie elegantă, cu o floare în mână. Fie că veți fi dumneavoastră apreciată, fie că dumneavoastră veți aprecia pe cineva. O femeie este în acest caz importantă. Lumea înseamnă o încheiere cu succes a unui capitol și trecerea la un capitol mai bun, da? Poate să reprezinte o călătorie, poate să reprezinte o bucurie. Veți simți că e lumea dumneavoastră, da? Că toată lumea e a dumneavoastră. În principal, veți trece la o altă etapă. În relații, de exemplu, dintr-o relație de prietenie se poate ajunge la dragoste sau veți decide să vă mutați împreună cu cealaltă persoană sau vor fi cereri în căsătorie. Ori vă gândiți cum să cuceriți lumea. Veți face efectiv, veți face anumite drumuri, da? Se încălzește vremea, poate veți călători. Poate că aveți de făcut mai multe drumuri ca să rezolvați să vă îndepliniți niște proiecte, da, să le duceți la bun sfârșit. Carta cu numărul, aceasta lumea era cu numărul 29. O carte cu numărul 19 arată odihna și reîntinerirea. Vă veți odihni mai mult. Poate că în această călătorie pe care o faceți, da, poate să fie și o călătorie virtuală, de ce nu, da, că spre dumneavoastră înșivă. Dacă este o călătorie spirituală spre dumneavoastră înșivă, spre cunoașterea de sine, atunci poate că sunt anumite tratamente de reîntinerire, de detoxifiere, anumite tratamente naturiste și pur și simplu meditația. Veți prefera să meditați, să stați cu dumneavoastră înșivă și să vă gândiți la ce este important, ce vreți să realizați, ce ați realizat. Foarte frumos! De asemenea, este întoarsă cartea templului. Poate că ați fost destul de... ați simțit nevoia de a... cum să spun, calea templului este calea spre care ați dorit dumneavoastră să tindeți, nu neapărat că ați mers la biserică, dar ați simțit nevoia să fiți mai izolați, să fiți cu dumneavoastră înșivă. Poate că luna martie a fost pentru dumneavoastră în acest fel și acum ieșiți din starea de izolare, da? Cu numărul 12 este calea către templu. Nu vă mai gândiți chiar atât de mult, poate, la divinitate și preferați mai mult să vă ocupați de trupul dumneavoastră prin odihnă și tratamente de reîntinerire, da? Anumite creme, mergeți la masaj. În orice caz,
această carte înseamnă și o ieșire din izolare. Da? Veți ieși din izolare. Eu am să mai cer mesaje pentru dumneavoastră, dragi balanțe. Așa. Avem ușa către dragoste și dumneavoastră veți simți, da, că dragostea plutește în aer, fie că sunt sentimentele dumneavoastră pentru cineva, fie că cineva vă destăinuie, da? Sau este vorba despre niște sentimente reciproce și mutuale, da? Atât pentru dumneavoastră, către cineva, cât și pentru acea persoană, pentru dumneavoastră. Cartea are numărul 33, dacă are importanță. Și încă una, încă o carte, uitați aceasta. Să aveți grijă, este cartea cu numărul 20, să aveți grijă la faptul că vă merge atât de bine, încât oamenii se bucură în general, da, când celorlalți le merge bine, dar să nu le meargă mai bine decât le merge lor. E posibil să simțiți din partea cuiva o anumită invidie, da, pentru reușite, pentru felul în care vă merge dumneavoastră, așadar încercați să țineți cât mai ferit de ochii și invidia celorlalți, ceea ce vi se întâmplă frumos. Îmi vine să strănut, scuze. Mi-a venit să strănut. Da, să vă, cu cât țineți mai ascuns ceea ce vi se întâmplă, cu atâta foarte bun, da? Cu atâta veți fi feriți de invidia celorlalți, care la un moment dat din invidie vă pot spune niște păreri, nu neapărat prietenești cu adevărat. Așadar, dragi balanțe, sper că v-a plăcut ce v-am povestit și voi trece la zodia Scorpion, da? Pentru Scorpion, dacă sunteți în zodie, în ascendent sau în semnul lunii, pentru Scorpion, să vedem ce mesaj au cărțile referitoare la referitoare la energia dumneavoastră. Veți fi, dragi Scorpioni, puțin mai izolați. Cartea Calea Templului reprezintă și o dorință de a medita, o dorință de a vă gândi la dumneavoastră, la divinitate, la spiritualitate. Cartea cu numărul 12 poate să reprezinte ceva. Vom vedea ce mai spun cărțile pentru dragii Scorpioni. A căzut a treia ceacră, Arhanghelul Samuel. A treia ceacră este ceacra focului, este legată de metabolism și de sistemul digestiv. Guvernează digestia, mental guvernează puterea personală, emoțional guvernează expansivitatea și spiritual guvernează tot ce înseamnă creștere și dezvoltare. Așadar, încercați să o deblocați, da, prin a simți inclusiv fizic, da, ceea ce vă doriți dumneavoastră. Fiți atenți la ceea ce simțiți, la felul în care vă simțiți fizic, pentru ca acest centru energetic al focului, da, care ține de sistemul digestiv, să nu aibă anumite blocaje, da? Să nu simțiți, să spun, anumite, nu neapărat neplăceri digestive, dar poate și o grijă la alimentație, da? Puterea personală și emoțională să nu fie foarte expansivă sau tocmai să fie expansivă. Atunci când ceacrele sunt libere, nu sunt blocate,
atunci simțim partea pozitivă, să spun, a ceea ce aduc ele. În schimb, când sunt blocate, pot să creeze anumite neplăceri. Voi continua pentru dragii scorpioni să vedem ce alte mesaje vin cu energia lunii aprilie. Avem așa, un contract. Veți semna un contract, fie că este un contract de muncă, fie că este legat de un proiect la serviciu sau poate să fie de asemenea o căsătorie, da? O înțelegere. Acest contract poate să fie și de închiriere, contract de apartament. Deci este un semn bun. Și avem așa, cartea templului era cu numărul 12, pe urmă aveam a treia ceacră cu numărul 37, contractul cu numărul 6, da, poate să fie o dată calendaristică sau un număr de persoane, sau, iar cu numărul 18 este cartea anxietății. Poate că veți simți la un moment dat, da? Poate că vă vine propunerea unui contract foarte, foarte bun. Și dumneavoastră aveți oarecare temeri și spuneți, măi, dar oare eu sunt în stare să fac să mă descurc la acest job sau să fac toate lucrurile care sunt impuse în contract? Da, este bine să treceți peste această anxietate și o să mai cer niște lămuriri de la cărți. Sau poate că ajutați pe cineva care are un sentiment de teamă, anumite temeri, anumite griji și dumneavoastră aveți această putere de a încuraja persoana respectivă pentru a ieși din anxietate. Da? Bun. Poate mai avem o carte, două, care să ne spună ce se întâmplă după această perioadă, care pare foarte bună. Răbdarea, da? Răbdarea. Dacă aveți anumite temeri, aveți răbdare și, de ce nu, încredere, da? Răbdarea vă poate ajuta în situațiile care, și cu numărul, sunt cu numărul 16, da? Care poate să fie important, și de asemenea cu numărul 24, posibilități adiacente. Așadar, când vă simțiți, poate aveți această anxietate a unui blocaj, poate că și sistemul digestiv vă face anumite probleme. De obicei, când suntem blocați, și sistemul digestiv ne arată asta. Ei bine, cu răbdare veți găsi niște soluții adiacente. Da? Numărul 24 este numărul acestei cărți. Veți găsi niște soluții, dragi scorpioni. Trebuie doar să fiți atenți la ceea ce se întâmplă. Voi trece mai departe la zodia săgetător. Să vedem pentru dumneavoastră, dragi săgetători. Da, pentru că dragii scorpioni au avut destule vești pentru, de fapt, fiecare zodie a avut destule vești din partea acestor cărți. Să vedem și pentru dragii săgetători ce cărți ne spun. Ușoare ostilități, așadar puteți să le barați, da, cu o minte iscusită. Acest bărbat are o sabie, dar sabia este simbolul unei inteligențe care vă va scoate din anumite dificultăți. Poate la început de lună. Numărul 26 poate să reprezinte ceva. Vindecătorul vârstelor. Veți ști ce anume să spuneți. Poate că vă ocupați, domeniul dumneavoastră de activitate este de a vindeca. Sau veți avea posibilitatea de a constata că ceea ce spuneți îi ajută pe ceilalți. Poate vă ocupați de persoane de diferite vârste, fie că sunt mai în vârstă, fie că sunt mai tineri decât dumneavoastră, dragi săgetători. Sunteți niște vindecători ai vârstelor, da?
Să vedem ce mai spun cărțile pentru dumneavoastră. Ce mesaje mai au. Care să completeze energia lunii aprilie pentru săgetători. Veți avea un sentiment că sunteți blocați de o anumită situație, însă este suficient să pășiți înapoi sau înainte sau să vă uitați din alt punct de vedere. Pentru că în momentul în care vă schimbați punctul de vedere, veți observa că situația nu stă așa, dar poate a fost doar în mintea dumneavoastră, nu neapărat în exterior. Numărul 23 poate să fie poate să reprezinte ceva. Deci aveți o ușoară blocare, da? Și vom vedea în continuare ce alte energii sunt. În orice caz, inteligența dumneavoastră este cea care vă ajută. Și de asemenea, dacă sunteți femei, cartea cu numărul 42 înseamnă femeia care ține o monedă. Dacă sunteți femei, veți avea bani, da? Sau dacă sunteți bărbați ori femei, vă poate ajuta o femeie cu niște bani, da? Semne bune. Deci, de îndată ce veți ieși din un ușor blocaj, este ca și cum ați simți că sunteți blocați, dar nu sunteți. Pur și simplu priviți situația din alt punct de vedere. Da? Aș vrea măcar două cărți. Da? Prima este Îngerul Iubirii. S-ar putea să fie o persoană, 49 este un număr, o persoană, da, să iubească, da, o persoană, femeie sau bărbat săgetător, da, puteți să iubiți. Există această deschidere către dragoste, fie că sunteți dumneavoastră, fie că este altă persoană. Și de asemenea, mai vedem cu numărul 50 Îngerul Puterii. Îngerul Puterii este o dovadă că sunteți foarte curajoși, foarte puternici, că știți să puneți orice leu cu botul pe labe, că știți să aveți această tărie interioară de a trece peste orice obstacol și peste orice persoană ar încerca să vă pună bețe în roate. Și încă o carte, ca să fie bine, da, veți trece cu bine peste blocaj, da, și avem sărbătorirea. Bun, începe cu ușoare, da, începe luna cu ușoare ostilități, dar veți vindeca niște gânduri, da? Pentru că veți privi lucrurile din alte puncte de vedere. O femeie este cea care vine cu bani, câștigă bani, vine și dragostea, vine și puterea și vine și celebrarea. Dragi săgetători, este foarte frumoasă povestea, energia acestei luni, aprilie. Vom trece la Capricorn pentru a vedea și pentru dumneavoastră, dragi Capricorn, ce cărți și ce energie vine pentru dumneavoastră, ce mesaje au cărțile pentru persoanele cu zodia Capricorn sau semnul lunii sau ascendent în Capricorn. Prima carte care s-a întors, da, este chakra a cincea, are numărul 39, chakra a cincea, Arhanghelul Gabriel. Voi spune așa că chakra a cincea se ocupă de chakra gâtului, înțeleasă prin relatarea comunicației și creșterea prin expresivitate. Această chakra este paralelă glandei tiroide, o glandă endocrină situată de asemenea în gât și care produce tiroxina, responsabilă de creștere și maturizare.
Așadar, dacă veți simți, dacă această ceacră este blocată, este suficient să nu vă mai rețineți în a spune lucrurilor pe nume. Pentru că, de multe ori, ca să nu deranjăm, ca să nu supărăm, ca să rămână o armonie, noi lăsăm de la noi, da, și ne înghițim cuvintele, cum se spune. Ei bine, această carte reprezintă o invitație să vă spuneți asertiv sentimentele, emoțiile, gândurile și să nu le mai blocați, da? Spuneți tot ceea ce aveți de spus, pentru că este în avantajul dumneavoastră. Altfel, produc niște blocaje care pot avea repercursiuni și e bine să spuneți exact ceea ce gândiți. Haideți să vedem ce alte cărți mai avem. Avem Vindecătorul Vârstelor. Ei bine, dumneavoastră sau altă persoană este cea care se ocupă cu acest mod de a vindeca, da? Oameni de diferite vârste, fie că vă ocupați de persoane mai în vârstă sau persoane mai tinere, ei bine, știți ceea ce să spuneți. Domeniul dumneavoastră de activitate sau preocupările sunt în vederea vindecării, da? Ceea ce spuneți dumneavoastră vindecă. Veți vindeca prin cuvinte. Cartea are numărul 51. Poate că reprezintă ceva. Dragi Capricorn, da? Vom vedea ce alte cărți, ce alte mesaje, da, destul de multe, o să le citesc pe toate. Să vedem pentru Capricorn. Avem în primul rând niște conexiuni pline de dragoste. Vedem aici o pereche. Ea a primit un buchet de flori, numărul 14, da? Poate că sunteți îndrăgostiți, da? Și această lună este o lună de exprimare a emoției și a dragostei între dumneavoastră și persoana dragă. Mai avem de asemenea o carte întoarsă. Este cartea cu numărul 2 și reprezintă călătoria. Poate că nu veți face chiar atât de multe călătorii, da? Cum erați obișnuiți până acum. Nu vă gândiți neapărat la o călătorie. Dacă ați avut în luna martie destul de multe deplasări de făcut, ei bine, luna aprilie va fi o lună pentru odihnă, pentru a rămâne în același loc mai mult. Deocamdată nu vă mai deplasați, ca de obicei. De asemenea, această carte, numărul 44, da, este întoarsă. Este o femeie care ține o inimă. Este posibil ca să nu mai aveți la suflet o anumită femeie, da? Sau o anumită femeie să nu vă mai aibă la suflet. Nu-mi dau seama de ce este întoarsă această carte. Sau spune că veți fi foarte lucizi. Adică, dacă sunteți femei, nu veți mai decide neapărat cu inima, da? Sau cu emoția. Veți fi mai lucide, veți lua niște decizii bazate doar pe inteligență și mai puțin pe emoție. Veți face ceea ce credeți că este de cuvință. Dacă sunteți bărbați, poate că veți întâlni o astfel de femeie care este foarte stăpână pe ea, este mai puțin condusă de emoții, da? De asemenea, este întoarsă cartea cu posibilitățile adiacente, ceea ce înseamnă că ați găsit soluția necesară, că nu trebuie să mai căutați anumite alternative, da? Posibilele alternative nu mai sunt necesare. Și asta vă dă o oarecare liniște, pentru că nu trebuie să mai căutați. Ați găsit tot ce era necesar să găsiți. De asemenea, este cartea întoarsă cu numărul 30, Grădina și poarta. Interpretarea este că nu trebuie să deschideți poarta ca să intrați în grădină, ci pur și simplu veți ieși dintr-o grădină pentru a
intra într-o grădină și mai mare, adică veți folosi poarta de a ieși dintr-o anumită grădină pentru a merge către un loc, o altă grădină mai frumoasă, da? Sau pur și simplu nu trebuie să căutați anumite soluții, nu mai sunteți forțați neapărat. De asemenea, poate să însemne că ați fost atât de harnici încât ați folosit luna martie pentru a vă face grădina așa cum trebuie, dacă v-ați ocupat cu grădinăritul. Și luna aprilie este doar de menținere, da? Că deja ați, probabil deja ați pus semințe pentru răsaduri, probabil că. Ideea este că nu mai stați chiar atât de mult în grădină. Așa cel puțin spune această carte. Numărul 33 este ușa către dragoste. E foarte frumos, da? Pentru că aveți timp să iubiți în aprilie și nu trebuie să căutați soluții, nu trebuie să mai munciți atât de mult, da? Puteți să vă odihniți, veți gândi mai rațional, da? Vă veți opri din deplasări, vă veți bucura de niște conexiuni sufletești, da? Veți fi vindecători ai vârstelor și vă exprimați asertiv tot ceea ce vă doriți. Dragi Capricorn, da? Este o lună a dragostei, a exprimării dragostei. Așadar, îndrăzniți, dacă, de exemplu, iubiți pe cineva, chakra gâtului spune să vă exprimați, da? Să vă exprimați sentimentele. Dragi Capricorn, sper că v-a plăcut și voi trece acum la zodia Vărsător, da? Vom vedea pentru Vărsători ce energie anunță cărțile pentru cei care au zodia sau semnul lunii sau ascendentul. Și avem în primul rând un contract. Semnați un contract foarte bun. Numărul 6 poate să reprezinte ceva. Veți avea un contract, un proiect, un job nou. Un contract de închiriere, de cumpărare, de vânzare, este bine pentru dumneavoastră. De asemenea, cu numărul 52 întoarsă este zeița lunii. Nu veți mai avea așa de multă intuiție sau nu vă veți mai baza pe intuiție, pe presimțiri, da? Poate să reprezinte și o persoană, da? Care a fost, fie că ați fost dumneavoastră, fie că a fost o altă persoană, ghidată mai mult pe plină de multiple dispoziții, să spunem, da? Zeița lunii. Dar, în general, este o persoană care e spirituală, da? Ei bine, nu veți fi spiritual, veți fi foarte raționali, veți fi foarte ancorați în realitate. Asta îmi spune mie intuiția la acest moment. Și vom vedea și ce alte cărți vor anunța aprilie. Carta cu numărul 3 este binecuvântarea abundenței. Este o veste foarte bună, da? Poate să fie o abundență financiară, materială, pentru dumneavoastră. Sunt vești foarte bune, nu? Și voi mai cere câteva clarificări pentru a vedea ce vă mai așteaptă, dragi vărsători. Iată, aveți vindecătorul vârstelor. Cred că a mai apărut la săgetător, a mai apărut la capricorn. Da? Poate că dumneavoastră sunteți vindecători ai vârstelor. Cartea are numărul 51 și poate că vă ocupați de persoane care au vârste diferite. Fie că sunt mai în vârstă ca dumneavoastră sau la fel sau chiar mai tineri,
Ceea ce spuneți ajută foarte mult, da? Oamenii de toate vârstele, poate că domeniul dumneavoastră de activitate este îndreptat spre vorbele dumneavoastră ajută, sfaturile, da? Această carte asta anunță că sunteți niște vindecători ai vârstelor. Să vedem și ce alte energii, o dragi vărsători, avem pentru dumneavoastră, ce alte cărți se întorc, măcar una, două cărți, ca să ne facem o idee despre energia lui. Și avem chakra a cincea. Chakra a cincea este chakra gâtului, înțeleasă prin relatarea comunicației și creșterea prin expresivitate. Această chakra este paralelă glandei tiroide, o glandă endocrină situată de asemenea în gât și care produce tiroxină, responsabilă de creștere și maturizare. Ei bine, cartea aceasta, cu numărul 39, vă invită să vă exprimați într-un mod asertiv pentru a nu bloca energia, dar atunci când ne ținem cuvintele pentru a nu deranja sau pentru a nu crea niște discuții, ne înghițim cuvintele, cum se spune. Ei bine, trebuie să vă exprimați și părerile și să spuneți lucrurilor pe nume, da? Dacă s-au depășit niște limite sau poate sunt niște laude pe care trebuie să le adresați cuiva. Haideți încă o carte. Este Îngerul Iubirii. Da, dragostea bate la ușa dumneavoastră. Numărul 49 este numărul cărții. Îngerul Iubirii anunță că dragostea este în aer pentru dumneavoastră în luna aprilie. Așadar, vești bune. Sper că v-au plăcut și dumneavoastră, dragi vărsători. Și nu în ultimul rând, pentru Zodia Peștilor, da? Pentru Zodia Peștilor vom cere cărților energia acestei luni. Fie că sunteți în Zodia Peștilor, aveți ascendent în Zodia Pești sau semnul lunii, da? Să vedem ce mesaje au cărțile pentru dumneavoastră. Să vedem. Uitați că s-a întors. S-a întors cartea sărbătorire. Veți celebra ceva. Aici sunt trei persoane. Cartea are numărul 7 și reprezintă o sărbătorire, cum spuneam, o petrecere, o celebrare. Da, sunt motive diverse de a vă bucura, să spun. Poate să reprezinte și ieșirea cu prietenii sau cu prietenele. Așa. Și avem următoarele cărți. În primul rând, scuzați. Înseamnă că așa este. Cu numărul 14 aveți cartea Conexiuni cu grijă sau Conexiuni de dragoste. Ei bine, această carte anunță multe sentimente, da? Grijă față de cei dragi, da? O relație frumoasă. Aici sunt două persoane, da? Și femeia ține un buchet de flori în mână. De asemenea, cu numărul 28 aveți cartea victoriei. Veți avea o victorie, veți câștiga ceva, veți avea succes într-un demers. Poate aveți un proces și aveți un câștig de cauză. Ei bine, sunt niște lauri pentru dumneavoastră, dragi pești. De asemenea, este întoarsă cartea către dragoste. Nu-mi dau seama ce înseamnă asta. Poate că nu veți mai fi așa preocupați de sentimente și vă veți ocupa de altceva, adică veți prefera să lucrați mai mult sau veți prefera să nu mai fiți atât de, să nu vă mai folosiți emoțiile atât de mult, da? Și să fiți mai raționali. Asta spune cartea, are numărul 33
și este întoarsă cartea către romantism. De asemenea, mai este întoarsă cartea cu numărul 20 a invidiei. Dacă cineva v-a invidiat în trecut sau ați avut anumite bețe în roate din partea cuiva, dacă cineva v-a dat anumite sfaturi care nu păreau foarte prietenoase, ei bine, această persoană se va opri. Și am să mai cer o singură carte, da, pentru că ultimele au fost întoarse și aș mai vrea o carte care să iasă dreaptă, cu un mesaj frumos, da? Întotdeauna, dacă ne așteptăm la ceva foarte bun, atunci vine ceva, da? Sunt mai multe șanse să vină ceva frumos atunci când ne așteptăm la ceva frumos. Da, și avem o călătorie. Veți face o călătorie. Poate că va fi fizică sau poate va fi cu mintea dumneavoastră. Veți face anumite drumuri, veți face anumite demersuri, da? Cartea Journey are numărul 2 și poate să reprezinte ceva, un anumit lucru. Dragi peștișori, sper că v-a plăcut și această etalare. Cine a urmărit până la sfârșit, acestor persoane vă mulțumesc foarte mult și aș vrea să vă rog să vă abonați, să dați un like dacă v-a plăcut ceea ce am prezentat și aș vrea să închei cu o poezie. V-am mai obișnuit eu cu astfel de procedee, dar mi-a plăcut foarte mult. Este o poezie de Goethe și e destul de scurtă, dar extrem de actuală. Și ea spune așa. Așa, ascultă sfaturile mele și folosește anii tinereții. Învață-te din timp să fii înțelept la marea cumpănă a fericirii. Arare limba se oprește în loc. Va trebui să urci sau să cobori? Să stăpânești pe unii, să câștigi sau să robești pe alții și să pierzi? Să suferi poate sau să izbândești? Să fii o nicovală sau ciocanul. Așadar, această poezie de Goethe spune că alegerile pe care le facem, da, sunt cele mai importante și că poziția noastră și atitudinea noastră este cea care ne va guverna fiecare zi, da? Fiecare alegere pe care o facem clădește drumul nostru. Și putem să alegem, da? Putem să alegem între a fi o nicovală sau un ciocan. Toate cele bune, o lună aprilie minunată, tuturor celor care își sărbează ziua în luna aprilie, le doresc fie aniversarea, fie ziua numelui, le doresc multă sănătate, toate cele bune și tuturor numai bine, vă îmbrățișez și vă aștept cu drag la alte filmări. La revedere!